Bine v-am regăsit! Așa cum vorbeam și în episodul trecut, inteligența artificială funcționează bine atunci când mediul este unul predictibil. Adică regulile sunt clare, aceleași pentru toți și întotdeauna. Să revenim la exemplul mașinilor autonome. Ele se conduc singure, mai exact cu ajutorul inteligenței artificiale, senzorilor și programelor sofisticate de siguranță. Capacitatea inteligenței artificiale de a lua decizii corecte este proporțională cu capacitatea de a anticipa corect mișcarea celorlalte elemente din trafic, mașini, oameni, condiții meteo și lista continuă. Atunci când mediul devine instabil, impredictibil, ilogic, situația poate deveni problematică. Poate fi vorba despre șoferi umani a căror reacții în trafic sunt emoționale, iraționale, deci greu de anticipat. Poate fi vorba de pietoni care iau decizii surprinzătoare. Poate fi vorba despre mașini autonome a căror inteligență artificială se bazează pe o logică complet diferită sau chiar aceeași inteligență artificială care n-a fost alimentată cu aspectele culturale ale locului respectiv. Modul în care conducem este influențat de cunoașterea regulilor, înțelegerea lor, sănătatea ochilor, viteza de reacție, concentrarea la trafic, orientarea în spațiu, temperamentul și caracterul fiecăruia dintre noi, sistemul de valori și principii care ne ghidează viața, dar și de starea de moment și ceea ce se petrece în viețile noastre în acea zi. Toate aceste variabile se schimbă de la moment la moment pentru fiecare dintre noi. Ceea ce ne ajută să fim în siguranță pe străzi nu este doar a ști să conducem o mașină, dar și empatia, înțelegerea și valorizarea celorlalți. Uneori îi protejăm pe ceilalți chiar dacă fac greșeli. Alteori ei ne protejează pe noi când avem scăpări de atenție. Uneori nu avem semne de circulație sau nu avem benzi desenate corect sau deloc. Alteori semnele de circulație sunt acoperite de vegetație sau au fost orientate greșit. Vremea poate să fie nefavorabilă funcționării senzorilor sau pot avea o eroare tehnică. Oamenii au învățat să compenseze astfel de lipsuri pe baza unui sistem de valori comune pe care îl numim bunul simț. Există un spațiu larg de interpretare a regulilor în funcție de context. Pot inteligențele artificiale să absoarbă sau să relaționeze pozitiv cu un sistem atât de complex, nuanțat, haotic, deci irațional? Întrebarea nu este dacă mașinile autonome sunt bune sau rele, ci dacă cei care le construiesc înțeleg toate elementele care joacă rolul lor în a fi și a ne simți în siguranță pe străzi. Înainte de a scrie prima linie de cod, au ei o înțelegere amplă a complexității umane? Sunt conștienți că în mod inevitabil vor rata detalii importante? Au programele lor soluții pentru a gestiona situații neclare sau contradictorii? De exemplu, într-o situație în care impactul nu poate fi evitat, ce va alege inteligența artificială să prioritizeze în acele momente? Energia care o alimentează? Mașina în sine? Oamenii care se află în acea mașină? Impactul asupra celorlalte mașini sau oamenilor care se află în ele? Avem cum să cunoaștem răspunsul cu certitudine înainte de producerea unui asemenea incident? Este acest răspuns același de fiecare dată pentru toate inteligențele artificiale? Astfel de întrebări nu sunt menite a fi argumente împotriva progresului tehnologic, nici de cum, ci despre a ne asigura că ceea ce construim astăzi și ne dorim a fi următorul salt al umanității să fie cu adevărat un progres major pentru omenire și nu crearea unor probleme și mai mari decât cele cu care deja ne confruntăm. Este esențial ca aceia care construiesc aceste inteligențe artificiale să înțeleagă că, dincolo de aspectele tehnice, științifice și utilitare, cu mult mai importantă este cultivarea unei conștiințe morale, etice și umanitare pentru a ne asigura că noua revoluție tehnologică va extinde experiența umană bazată pe bogăția diversității de gândire, vorbire și acțiune. Inteligența artificială poate fi soluția multora dintre problemele cu care ne confruntăm. Depinde de noi oamenii să punem în valoare aceste instrumente puternice pentru a crea o lume mai bună pentru întreaga omenire. Ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare vom reveni cu noi teme veridice. Până atunci, ținem legătura pe pagina Adrian Vascu de pe Facebook, YouTube și din aplicațiile mobile, din Google Play și Apple Store. Vă doresc multă sănătate!